Salutare la toată lumea! Hristos a înviat! Bine ați venit pe canalul meu! Dacă nu ești abonat, te invit să o faci acum, apăsând butonul de abonare, dar și notificări. Iar dacă crezi că acest subiect îți oferă răspunsurile așteptate, dă-mi un like și îmi poți lăsa un comentariu. Astăzi vă voi prezenta simptomele, dar și posibilitățile de tratare a două boli bacteriene cu care ne putem confrunta în acvariile noastre. Este vorba despre exoftalmie sau ochi bulbucați și hidropizie. Exoftalmie sau ochi bulbucați. Unul sau ambii ochi ies afară din cap într-un mod neobișnuit. Există mai multe cauze pentru această boală clar vizibilă. În cele mai multe cazuri este vorba de o deteriorare a calității apei. Verificarea nivelului de pH, KHCO2, amoniu, nitriți și nitrați este urgentă. Au existat și cazuri în care ochii bulbucați au avut drept cauză o deficiență de vitamine în dieta peștilor. Verificați dacă peștii beneficiază de o dietă variată și asigurați-vă că mâncarea este folosită în decurs de maxim 3 luni de la desfacerea ambalajului în care se află. După 3 luni, mai există extrem de puține vitamine în mâncare după ce ambalajul a fost deschis. În acest caz, este necesară vitaminizarea. De asemenea, peștii pot avea o infecție virală, boală virală. Acest lucru fiind valabil în special în cazul peștilor care trăiesc în ape reci, precum crapicoi. Bolile bacteriene sunt o a treia posibilitate, în special în cazul peștilor care trăiesc în ape calde. Bacteriile pot aparține unor grupuri diferite. Pentru a obține un diagnostic corect, trebuie ca bacteria să fie examinată la microscop prin colorația gram. Hidropizie. Simptome: balonarea corpului, solzi scoși în relief. Hidropizia abdominală poate avea diferite cauze, însă toate duc la același aspect exterior al peștelui. Expandarea severă a stomacului peștelui, urmată de solzi ieșiți în afară și posibila bulbucarea ochilor, sunt întotdeauna rezultatul unei funcționări deficitare a rinichilor. Peștii de apă dulce înghit constant apa pe care trebuie să o elimine. Dacă funcționarea renală este afectată, vor reține apa în cavitatea abdominală, apărând astfel simptomele menționate anterior. Boala se pare că se manifestă la peștii slăbiți și din acvarii cu condiții necorespunzătoare. În primul rând, trebuie să verificați parametrii chimici esențiali ai apei. Boala apare mai des la peștii care provin din surse de apă dură și sunt ținuți în ape moi sau invers. Următorul pas absolut necesar este verificarea și îmbunătățirea igienei apei. Simptomele hidropiziei abdominale apar mai des în acvariile cu populații dense de pești, unde există multă mâncare și unde au loc schimburi rare ale apei, precum și în acvariile unde sunt rare sau inexistente schimbările de apă. În aceste cazuri, peștele bolnav își revine de unul singur dacă condițiile din acvariu sunt îmbunătățite, în cazul în care organele interne nu au fost grav afectate. Foarte rar se întâmplă ca boala să apară în acvariile cu populație potrivită de pești și cu o igienă bună a apei. O populație numeroasă de pești duce la o cantitate mare de excremente, precum și la multă mâncare rămasă nemâncată, ambele fiind descompuse de bacterii. Posibilitatea unei infecții pune o presiune mare pe corpul peștelui, care trebuie să reacționeze pentru a avea permanent un sistem imunitar puternic. Reacția constantă a sistemului imunitar reprezintă însă un factor de stres care slăbește pe termen lung peștele. Hidropizia abdominală cauzată de virus nu are tratament, iar peștii rămân purtători pentru tot restul vieții. Tratament. Înainte să începeți tratamentul cu medicamente, condițiile din acvariu trebuie verificate și îmbunătățite. Oferiți peștilor din acvariu o apă adaptată la nevoile lor prin ajutarea parametrilor apei. Îmbunătățiți igiena apei prin schimbări parțiale de apă mai mari, minim 30% și mai dese. Puteți adesea folosi un agent de limpezire cu acțiune continuă.
Un tratament eficient este să adăugați antibiotic în mâncare. În cazul mâncării sub formă de fulgi, aproximativ 1% din antibiotic și amestecați în hrană. Dacă țineți peștii flămânzi, ar trebui să mănânce cu poftă amestecul înainte ca antibioticul să se dizolve. Antibioticele sunt de obicei sub forma unor capsule de 250 de mg. Dacă adăugați în 25 de grame de mâncare sub formă de fulgi o capsulă, ar trebui să fie de ajuns pentru a trata foarte mulți pești. Un antibiotic bun este cloromicetina sau folosiți tetraciclină. Dacă hrăniți peștii cu mâncare congelată sau sub formă tocată, încercați să folosiți același raport în amestec. Ca ultimă soluție, adăugați în apă cel mult 10 mg de antibiotic per litru. Din păcate, nu există medicamente eficiente pentru a trata această boală. Vă mulțumesc pentru vizionare! Dacă nu ești abonat al canalului meu, poate te-am convins să o faci, apăsă butonul de abonare și notificări. Dacă v-a plăcut acest articol, nu uitați să-mi dați un like și să-mi lăsați un coment. La revedere, pe data viitoare!